suntem un popor vechi ca și popor, dar ca stat suntem relativ tânăr. Însă avem niște tineri frumoși și entuziași ca tine, Ciprian, o promisiune de cursă lungă, dar pentru aceasta trebuie să facem copii. Credeți că biserica ar trebui să se implice mai mult în problema natalității? Din punctul meu de vedere, este rezultatul unui efect de domino care a început în anii după anul 1989 în România. Totul și-a avut... Decretul? Nu neapărat decretul. Totul a plecat, zic eu, în anii 90 cu degradarea economică a României. Situația politică în România, care nu s-a schimbat niciodată, tot timpul a fost o du-te vino, au venit unii, au plecat alții, nimic nu s-a întâmplat. De aceea, probabil, în momentul de față, suntem pe locul 2 sau 3 în lume la numărul de persoane ce au părăsit anumite țări, după zonele de război precum Siria și Irak, este pe locul 3, dacă nu mă înșel. Da. Este o tragedie, într-adevăr, pentru ce se întâmplă în România, dar reprezintă rezultatul unui efect de domino, cum am spus. Probleme economice, probleme politice, probleme economice din nou, ce au afectat familia, individul și ideea în sine câți copii poți să susții din salariul pe care l-ai. Pentru că noi românii, de când ne cunoaște, de când ne știm, ne-am gândit, bun, ce situație financiară avem și câți copii putem să creștem, ca să-i creștem bine. Să putem să le oferim educație, haine și o viață bună. Plus procesul de migrare, de emigrație, nu-i așa? Pentru România acesta este un proces relativ recent, dar să nu uităm că Grecia, de exemplu, și Italia sunt popoare care emigrează de mii de ani, care și-au format deja comunități în America, de pildă. Și aici aș vrea să vă supun atenției cum să spun eu, credeți că datorită acestui fapt avem și un pic de dificultate în a ne ajusta noi în comunitatea românească? De multe ori au existat fricțiuni, nu-i așa, dar sunt datorate tocmai aceste posibil încă incapacități de a ne numi și de a ne comporta ca o comunitate românească? Cred că domnul Sorin cunoaște mai bine situația comunității românești decât mine. Are mai multă experiență în acest domeniu. Din ceea ce am văzut eu și vă pot spune personal, nume personal, nu am reușit niciodată să ne unim în jurul unui deziderat, în jurul unui proiect, de a ne exprima într-un mod organizat, asociații foarte bine construite, proiecte. Am participat la foarte multe, să zicem, adunări anumitor comunități aici în Montreal și sunt foarte departe de noi, foarte bine organizați în toate punctele de vedere. Iar când se prezintă în fața publicului larg, se prezintă cu un adevărat spectacol în care probabil sunt foarte mândri de originele lor. Și își deschid ușile și deschid inimile către montrealezi, le prezintă arta culinară, muzica, folclorul. Adică vin cu proiecte foarte, foarte interesante. Nu mai merge cum mergea acum 10 sau acum 15 sau acum 25 de ani. Lasă, domne, că merge așa. Aici vorbim un sistem democratic, bazat pe concurență, pe a oferi... spectacol, de a oferi acces la cultură, la istorie. Își prezintă, au adus, țin minte, am fost vara aceasta invitat și foarte interesant, aveau un car în care puteai să intri și să urmărești pe anumite ecrane istoria lor, de când au început, de când s-a organizat primul război, al doilea război mondial, suferințele care au avut parte. Deci, vin și se prezintă în fața publicului larg cu proiecte cu adevărat interesante și foarte, foarte evoluate și foarte, foarte bine puse la punct. Aceasta este direcția pe care și noi trebuie să urmăm. Nu există altă direcție, ca și în România, ce se întâmplă în România, în Europa și în lume. Trebuie să învățăm și de la alții, nu este o rușine de a învăța de la alții și dacă putem să perfectăm acel lucru, să-l facem. Cu atât mai bine. Cu atât mai bine. Da. Fricțiunile care sunt în comunitate fac rău. Și atunci
oamenii nu mai au încredere în comunitate, în asociație. Este adevărat că este nevoie în asociație de oameni care sunt bine pregătiți din punct de vedere al educației, au servicii foarte bune, există și o posibilitate financiară prin donație ca să primești, atunci te poți dezvolta, dar în cazul în care se dă dovadă de neseriozitate, omul fuge acolo unde se minte, unde este oție, unde este trădare, oamenii nu vin. De-aia părerea mea este că și o țară care are o conducere onestă, de cuvânt, prosperă, iar acolo unde este hoție multă și minciună, n-ai decât de pierdut. Același lucru este și în asociație. Dacă te pui alături cu niște asociații, de pildă, în care lucrurile nu stau așa cum ar trebui, tu cazi ca imagine în fața românilor. Ideea mea este următoarea la ARC. Eu acolo nu sunt pe viață la ARC. Doamne ferește! Mai am un an de mandat. Nu știu ce-o fi la anul viitor. Dacă sunt sănătos, să dea Dumnezeu. Dacă mă îmbolnăvesc, e grav. Dar vreau să arăt românilor și ei să aibă încredere că dacă investesc, dacă dau un ban, banul ăla este cu folos. Ăla nu-l bagă Loga în buzunar sau îl bea Loga. Să fie clar că nu. Eu am dat mulți bani până acum la Val David. Plus transportul pe care l-ai făcut numai pe cheltuiala proprie. Am fost de 22 de ore, am fost anul trecut, da, de la Morea la Val David. Da. De 22 ore am făcut deplasarea. Da. Toată munca este a întregului comitet. Păcat că românii nu știu de ce frumusețea care este la Val David. Știi că o petrecere e frumoasă, de pildă noi aici, dacă facem o petrecere în 3, iese cum iese. Dar dacă suntem 13, dacă suntem 23, e și mai frumoasă. Cum e ambianță multă. Da. Cum pot fi informați românii din comunitatea noastră despre activitățile care se desfășoară la câmp? Care sunt mijloacele prin care sunt aduse la cunoștința lor? Păi, în primul rând, prin ziare. Da. Deci, doamna secretară are menirea să trimite ziarelor, să informeze publicul despre activitățile noastre, pe site-ul asociației, pe pagina de Facebook asociației. Avem pentru prima dată, cred eu, avem carte de vizită. Deci anul ăsta, cei care vor veni la câmp la Val David, la intrare sau la bucătărie, rămâne să luăm decizia, când omul vine, să-i dăm o carte de vizită. Păi dăm doi, dăm trei, să dea și la prieteni. Este foarte... Deci designul este minunat, da? Este făcut de doamna Felicia și domnul Claudiu. A cui a fost ideea? A lui Felicia și a lui Claudiu. Da. Deci i-au făcut și este minunat. Uh-huh. În sfârșit avem și noi o carte de vizită. Minunat. Ne-am făcut, de pildă, anul ăsta, nu? Avem legitimații, nu? Domnul Ciprean știe foarte bine că a participat cu ștampila. Avem o ștampilă, da? Da, alături de doamna Felicia Popa. Doamna Felicia Popa, da. Și doamna este un mare ajutor. Da, cum sunt, da. Trebuie să recunoaștem, da. E așa mai pe o linie, dar este foarte, foarte, o femeie extraordinară. Deci avem legitimații. Poate în mandatul următor, o să-i cerem domnului Michi Farca să ne facă poze și punem și poză pe legitimație. La membrii arcului vorbesc, la membrii arcului, da? Se vede că se dă o puțină importanță la membrii care sunt acolo. S-au schimbat mult lucrurile în bine, de când tu te afli la conducerea arcului și trebuie să spunem fără falsă modestie că acest lucru se datorează eforturilor și muncii susținute pe care o depui în continuare și o implicare și un suflet cum rar am întâlnit în conducerea unei asemenea asociații. Desigur, asta se trage și din experiența pe care o ai, pentru că tu ai pășit de vreme în viață, viața te-a călit, tu ai făcut primii ani la școala din localitate, Dăscăliță ți-a fost mama ta, da. Care era o persoană, era exigentă la școală? Exigentă, da. Sau te trata mai bine sau egal? Păi eu copilul ei am stat în genunchi la colț. Da, iar apoi ai plecat în Timișoara,
ți-ai continuat drumul vieții, apoi... Clasa 8-a, liceu, facultatea... Da, și apoi emigrarea în Canada. Da. Sunt o grămadă de ani deja de când ești aici. Peste 25 de ani. Da, timpul trece. Cum simți bătrânețea, procesul acesta al trecerii timpului, cum, care își pune amprenta pe corpul tău? Cum vezi acest lucru? O privești cu destindere și ca pe o, cum aș spune, sunt anii mei, sunt mândru de tot ce am realizat și tot ce sunt acum sunt toate experiențele din urmă care m-au construit, nu-i așa? Pe vezi, balamale încep să scârție. Am îmbătrânit. Mai am multe de făcut. Mai am, deci, nu ne oprim acum aici. Viața merge înainte. Ce să spun eu, Violeta? Nu regret nimic din ce am făcut. Nimic, nimic. Și dacă a schimbat ceva, n-aș mai fi eu. Deci dacă a schimba o zi din viața mea, ca la un meci de fotbal. Deci dacă te gândești că dacă nu dădeam pasa acolo, o dădeam în altă parte, se schimba tot meciul, de fapt. Desigur. Știi? Da. Deci eu nu regret nimica. Da. Sunt mândru de ce am făcut, dar să zic, să-mi reproșez că am fost un om strâmb, n-am pupat niciodată limba și talpa pantofului nimănui, șutul la spate am luat, am spatele mare și tare și am rezistat. Ai rezistat. Da, am rezistat, da. Nu-mi place minciuna. Nu-mi plac lașii, trădătorii și cei care mă lucrează pe la spate. Când plec la un proiect, Violeta Cipriane, când plec la un proiect, eu am încredere de persoana cu care am plecat. Dacă nu ai încredere, din start este un eșec. Sau dacă se începe cu spionajul. Adică eu să te spionez pe tine, sau eu să simt că sunt spionat de tine. Se merge pe încredere. La final, dacă constat că cel care a fost lângă mine nu a avut aceeași linie conduită dreaptă, înțeleaptă și m-a lucrat pe la spate, atunci iau atitudinea. Nu mi-este jenă, n-am jenă să spun celui care a făcut anumite măgării, să-i spun că e un măgar. Nu am jenă să-i spun celui care m-a mințit că este un mincinos. Și pot să vin și am dovezi să-i spun astea. Unul care m-a furat, îi spun în față că m-a furat, că este un hoț. Pentru că eu nu m-am născut pe lumea asta să fiu bătaia de joc a nimănui. Și nici pe alții nu-i bajocoresc. Sunt cinstit față de ei și ca să fiu respectat, trebuie eu să-i respect pe ei. Din păcate, asta cam am simțit-o în ultimul timp. Desigur, dar integritatea este o calitate necesară pentru un președinte al unei asociații ca noastră în Canada, pentru că altfel îți pierzi credibilitatea în ochii oamenilor și acesta este un proces irreversibil, grav, foarte greu mai poți să-ți speli imaginea odată ce oamenii au cunoscut cealaltă față. Sigur. A ta.